Ce părere aveți despre integrarea Republicii Moldova în Europa? Ce părere? Dacă în Europa se scoate că tot e bine, e succes, cu atât mai bine. Dar ce părere aveți dacă această integrare va avea loc prin unirea cu România? Da, părere normală. Văd că toți pleacă înspre România. Dumneavoastră, ce părere aveți ca Moldova să se integreze în Uniunea Europeană? Ar și gine, da. Nu știu, să trăim, să vedem. Ar și gine. Bun, tot cu chestii de ușa rasă, și hotare și acolo, ca aici mică. Tineret păcat. Am învățat studiare și sunt mulți profesori la școală cu chinus. Fac mămâia pașapoartele și sunt gata să duc. Și să fac, dacă aici e nică. Cea mai ușoară cale pentru a ne integra în Europa și cea mai rapidă cale este unirea cu România. Dumneavoastră, ce părere aveți despre aceasta? Tot de acord. Tot de acord. Majoritatea cetățenilor își fac cetățenie română pentru a lucra în Europa, inclusiv chiar și România, că acolo salariile sunt de 3 ori mai mari decât la noi. Adică este alt nivel de trai, alte condiții de muncă în comparație ca la noi. Corupția nu intră atât de mare ca la noi. La un eventual referendum, dumneavoastră ați vota atât pentru integrarea în Europa, cât și pentru unirea cu România. Da. Ce părere dumneavoastră aveți despre integrarea Republicii Moldova în Europa? Bine, nu mi-am spus și lucrează, face bani, să te dezvolte, învață care și cum... Integrarea în Uniunea Europeană presupune ca noi să avem la noi aici în țară locuri de muncă, condiții de trai, ca lumea să nu emigreze în alte țări ca să lucreze, dar să rămână aici, acasă. Și bine, rămân satele goale, căsele sfără mari și ne remontă. Ce părere aveți despre integrarea europeană a Republicii Moldova? Da, dorim. Doriți? Dorim, da. Să aibă și copiii unde lucrează, și învăța și suntem lichid pământ. Dar dacă această integrare europeană ar avea loc prin unirea cu România, despre asta ce credeți? Eu zic că da. Paparul de rudă. Dacă ar fi această unire, ce schimbări ați dori ca să fim în Moldova? Locuri de muncă. Salarii decente, așa mai departe. Dacă s-ar trece mâine integrarea în Uniunea Europeană, fi de acord? Da. Care vedeți beneficiile acolo? Sperăm că străim măcar cum trăiește lumea aceea, din partea aceea. Dar sunteți la pensie? Încă nu, mai am. Am 61, ia muș. Mai este. Asta e bătaie de joc, deși nu primește. Dar dacă în Uniunea Europeană, prin unirea cu România? Ia, pă, încă la 100 ar și, chiar am odeauna, ați stat de vorbă cu un român. Ei, voi de când vă uniți cu noi, bre, dar pe ea, să vedem, pe 20 să mai trece acolo, să ne facem la loc cuvenit, care cum suntem.